Anual, zeci de tineri absolvenți de liceu aleg să-și continue studiile în străinătate. Ei spun că alegerea unei universități de top din afara granițelor țării le-ar putea oferi mai multe oportunități de angajare, dar și de dezvoltare. Sunt și tineri însă care spun că universitățile din țara noastră sunt la fel de bune ca și cele de peste hotare. Tot mai mulți tineri se pregătesc să părăsească România pentru a studia la universitățile din străinătate. În topul alegerilor sunt cele din Marea Britanie și Elveția. Absolvenții de la noi spun că acolo au mai multe șanse de angajare, dar și oportunități de dezvoltare. Aș vrea să mă duc în Elveția pentru că îmi place ca țară și cum gândesc oamenii de acolo. Sunt tineri însă care își doresc să studieze în străinătate, dar nu au posibilitatea, și alții care spun că universitățile din țara noastră sunt la fel de bune ca și cele de peste hotare. M-am gândit și să mă duc la o facultate în străinătate. Problema e că părinții mei mi-au spus că n-ar putea să mă ajute atât de mult și am reușit să rămân în România. Ar ajuta mai mult o facultate în străinătate decât una în țară? Este vreo diferență? Nu cred. Adică, până la urmă, depinde 100% de tine și cât de mult te implici. Ai luat în calcul această opțiune? Nu m-am gândit. Eu vreau să mă duc la Universitatea de Drept din București, dar mă gândesc ca vara următoare să mă duc cu programul Work and Travel în America. Statisticile arată că numărul celor care vor să studieze în străinătate a crescut cu 20% față de anul trecut. Profesorii îi susțin și spun că acesta este un pas important către o viitoare carieră de succes. În fiecare an avem elevii ai absolvenței Colegiului Național Traian care aleg să studieze în străinătate. Acest lucru este posibil întrucât elevii noștri au dovedit pe parcursul anilor de liceu multă implicare atât în formarea lor, din punct de vedere teoretic, dar și în activitățile practice și proiectele la care au participat. Acest lucru i-a ajutat și va ajuta în continuare cu siguranță. Universitățile din Marea Britanie sunt pe primul loc în topul preferințelor, mai ales că în Regatul Unit studiile se pot plăti cu împrumuturi guvernamentale, pe care studenții le rambursează abia când se angajează și ajung să câștige 21.000 de lire sterline pe an.